Biroul politic permanent al PSD Neamț a luat decizia unanimă sâmbătă, 17 iunie, ca toți cei 7 parlamentari pe care îi are să voteze moțiunea de cenzură prin care se speră dărâmarea guvernului Grindeanu. Că respectăm hotărârea biroului permanent organizației noastre județene de ieri, care a stabilit cu unanimitate de voturi că toți cei 7 parlamentari de Neamț, 2 senatori și 5 deputați, care au votat de altfel și la investitura guvernului Grindeanu, vor vota moțiunea de cenzură. Asta e subiectul și nu avem ce discuta pentru că e o decizie politică. Nu a fost ales nimeni în curte acasă sau pe lista lui, ci a fost ales pe lista de partid, pe lista PSD. Ce îi reproșați dumneavoastră în primul rând? Eu nu reproșez nimic. Haideți să discutăm. Ce va avea loc dezbaterea moțiunii de cenzură? Miercuri și vă promit că vă dau mai multe elemente de la moțiune. Moțiunea de demitere a guvernului PSD ALDE a fost citită în plenul Parlamentului duminică 18 iunie. Reproșurile principale ale membrilor coaliției majoritare ținând de faptul că nu au fost realizate mai bine de 40% dintre obiectivele programului de guvernare al partidului. Moțiunea de cenzură împotriva propriului guvern este, potrivit analiștilor politici, un act nemai întâlnit în politica europeană luat de către Comitetul Executiv al PSD după ce premierul Grindeanu a refuzat să demisioneze. Premierul are o vechime de peste 20 de ani ca membru al PSD, lucru care îl îndreptățește, conform propriilor declarații, să refuze părăsirea Palatului Victoria în condiții politice nemai auzite până acum în lumea democrată. Este pentru prima dată când un partid dorește să-și dărâme propriul guvern. În opinia lui Sorin Grindeanu, ar exista șanse maxime ca PSD să fie trimis prin acest gest politic direct pe băncile opoziției.